Doamnelor și domnilor, bun găsit, un nou episod Matricea și un invitat special. O zi foarte importantă pentru America și pentru toată lumea, este vorba de alegerea președintelui Americii. Deocamdată rezultatul nu este concludent, dar haideți să trecem la invitatul nostru de astăzi, profesorul Alexandru Stănilă. Este considerat unul dintre cei mai mari inventatori români. Invențiile sale au fost premiate cu peste 40 de medalii de aur la saloane din inventică din toată lumea. O să vă las pe dumneavoastră scurt, domnule Stănilă, să vă prezentați pentru telespectatorii noștri, după care o să discutăm subiectele din emisiunea de astăzi. Vă rog. Bună dimineața, dragi prieteni! Este greu să vorbești despre tine atunci când este vorba de anumite realizări. Ce să vă spun mai mult decât faptul că am lucrat o viață în învățământul tehnic superior, sunt vicepreședinte la Forumul Inventatorilor Români, sunt implicat în această mișcare de creativitate a profesioniștilor români și căutăm din tot sufletul să găsim soluții reale și împreună cu toți inventatorii români să punem, cum se spune, mâna, să ducem la o dezvoltare reală a României. Din punct de vedere profesional, numărul de invenții aproape că nu contează. Contează la ora actuală faptul că suntem mulți inventatori români care avem soluții tehnice deosebite, invenții care au o conotație globală și cu care putem cu adevărat să ajutăm nu numai România, ci și restul țării, restul globului pământesc. E vorba de invenții în domeniul energiei, vorba de utilizarea biomasei în mod special și foarte, foarte multe domenii sunt la ora actuală pentru noi, pe tapet pentru a putea fi implementate în dezvoltarea produsului în termenul țării. Foarte interesant. Da, foarte interesant, domnule Stănilă. Mă bucur că sunteți cu noi în emisiune, domnilor. Haideți să începem prin subiectul actual. Alegerile din America și eventuala victorie a fostului vicepreședinte Biden. Dan, tu ești aici cu mine în Statele Unite. Haide să facem o imagine scurtă a ceea ce se întâmplă. Încă nimic nu este oficial, dar ce ar însemna pentru America și pentru lume președinție Biden. Mulțumesc, Lucian. Mă bucur să fim din nou împreună aici, alături de domn profesor Colceac și invitatul de seara asta, domnul Stănilă. Impresionantă contribuția noastră. Impresionantă contribuția noastră în domeniul inventicii românești și vă urez tot succesul pentru campania electorală. Din perspectivă locală aici, ce se întâmplă în Statele Unite mi se pare cutremurător. Am asistat în ultimele luni la o diluare a valorilor autentice americane, autoguvernarea, libertatea expresiei și posibilitatea de a-ți propune o asimptotă a fericirii în ideea atinge maximului de potențial. Acestea erau valori fundamentale americane, ele s-au diluat. Am asistat la o imagine sumbră a unei prese aservite, stângii, cu deformări de informații, cu o campanie incredibilă împotriva domnului Trump, de fapt împotriva valorilor republicane, manipularea situației COVID, manipularea unei platforme de altfel extraordinară, platforma ECO, Green Energy. Alegerile nu sunt decise, în care se va ajunge la tribunal și la Curtea Supremă pentru acuze de fraude, ceea ce e foarte probabil să se fie întâmplat. Să asistăm la un an fără precedent în care foarte multe milioane de oameni au votat prin poștă, ceea ce cauzează complicații incredibile la numărare și la validarea voturile respective, votul prin poștă fiind de altfel și foarte vulnerabil în ceea ce privește tot felul de falsificări și de ilegalități. Și platforma domnului Biden este o platformă care propune, zic eu, un fel de socialism oligarhic, propune o nouă piață de capital fantastică pentru companiile Big Tech, pentru că ei au un interes incredibil în China. Domnul Biden propune o reeșalonare a relațiilor cu China,
și repoziționarea Americii în genunchi în fața Chinei. Companiile de big tech au foarte multe investiții în China. Companiile de big tech își doresc eliminarea industriei energetice din Statele Unite și a petrolului. Totul normal în numele unei platforme green, unei platforme eco. Asta, de fapt, are în spate o foame de capital și o lăcomie incredibilă. Ar fi o piață fantastică, piața infrastructurii energetice și a mașinilor electrice. Și apoi, normal, avem de a face cu politici populiste, caracteristice pe socialismului în general, în care promiți verzi și uscate și, de fapt, nu, care, verzi și uscate care nu se susțin financiar în nicio schemă. Ceea ce promite domnul Biden duce clar la colaps economic al Statelor Unite. El promite o țară fără frontiere, cu asigurare medicală gratuită pentru toți cei care intră aici, cu amnestie pentru toți cetățenii ilegali. Este noaptea minții, așa, dar se pare că pe fondul unei frici alimentate și unei panici alimentate agresivă în media, lumea, surprinzător de mulți oameni, indiferent de fraudele care au avut loc, totuși foarte mulți cetățeni americani au votat cu Biden și asta este grijulător. Aș vrea să mai adaug un singur lucru, mi-am pus întrebare de ce. Și m-am uitat la niște statistici. În ultimii 20 de ani, noi avem o schimbare de structură socială în America, 20-30 de ani, după ruperea blocului comunist, vin foarte mulți est-europeni, vin foarte mulți europeni în America. Oameni care vin pentru o viață mai bună, financiar, dar eu cred că în subconștient vin cu un bagaj, un bagaj în subconștient, care îi leagă de ideea de Big Brother, un bagaj care îi leagă un bilecal de dorința de a avea un guvern mare. Undeva acești oameni au o frică de a fi pe cont propriu. Și atunci sunt imediat, de grabă, îmbrățișează platforme socialiste, platforme care propun taxe mari, guverne mari. Și atunci vedem societatea americană cum se repoziționează ușor, o societate de altfel virgină în fața socialismului, ei n-au nicio idee, nu știu ce înseamnă socialismul, și se repoziționează ușor, într-un mod, cred eu, absolut inexplicabil, undeva așa, se poziționează împotriva valorilor fondatoare ale acestei țări. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, Daniel Onofrei, un republican convins, cum v-ați dat seama, din discursul lui, foarte bine, este opinia dânsului și o respect, dar întotdeauna prefer vorbele domnului Colcea, care spune, haide să ne detașăm puțin și să privim lucrurile în ansamblu. Vă rog, domnule Colcea. Sunt mai multe lucruri de spus aici. John Nash, care a fost premiat Nobel pe economie, A Beautiful Mind, a avut la un moment dat o precizare, deci astfel de acțiuni umane. El era specialist în teoria jocurilor și lucrând matematic pe teoria jocurilor, a spus așa, o femeie foarte frumoasă și nobilă și rasată intră într-o cărciumă, într-un pub. Se așează pe un scaun și dă o comandă ca să-i servească cineva ceva. Acolo sunt o grămadă de bărbați. Se uită la ea și toată lumea zice, nu-i de nasul meu, e prea sus. Nu pot nici măcar să-i dau bună ziua, că nu se uită la mine. Și femeia respectivă, dacă merge în fiecare zi acolo, tot așa se va întâmpla. Dacă ea își caută un soț, va rămâne nemăritată, pentru că este prea sus. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat acum și cu Trump. Au venit cu idealuri atât de înalte și atât de bine conturate, încât marea majoritate a oamenilor au spus, nu pot, e prea mult pentru mine. Este o chestie pe care a studiat-o foarte bine în psihologie. Dabrowski, cu dezintegrarea pozitivă a personalității. Deci, la nivelul 3 de dezintegrare pozitivă, oamenii sunt altruiști cu familia și cu comunitatea proprie. Punct. În rest, sunt foarte egoiști.
La nivelul 5 îl sacrifici complet. Iar la nivelul 5, în general, sunt sacrificați de oameni pentru că nu mai înțeleg. Sunt prea sus. Acum, am dat de marea majoritate a oamenilor care n-au idealuri. Li s-a cultivat lipsa de idealuri și de mecanisme care n-au fost făcute ca să se fie integrate. V-aș spune aici un mic banc. Câteodată mai trebuie să ne și destindem. Dacă suntem prea încordați, e mai bine ne depărtăm puțin de și facem o glumă. Se spune că la un moment dat a fost un congres, nu ca la Davos, dar mă rog, asemănător, între organe. Care organ e cel mai important? Care el a spus, eu sunt cel mai important, eu gândesc, eu fac, eu dreg inima, nu, fără mine nu se întâmplă nimic, stomacul ăsta, eu nu vă hrănesc, etc. Și după ce toată lumea a vorbit și Rahatul. Care a spus, eu sunt cel mai important. Fugi de aici, poți să fii cel mai important. Bine, aveți răbdare. După o săptămână s-au întâlnit din nou. Și toată lumea a zis, să știi că tu ești cel mai important, dacă nu te dăm afară, murim cu toții noi. Aici este, de fapt, povestea. Am lăsat Rahatul să triumfe în permanență. Hai să ne uităm puțin tăi. De când băncile fac capătă? În loc să dea creditare pentru dezvoltare. De când învățământul vinde diplome în loc să dezvolte personalități? De când medicina? Când alegătorii sunt muște, normal că cel care triumfă e Rahatul. Da. Adică, exact. Adică, exact. Deci asta este un proces care a fost construit cu atenție și în timp. Deci alegătorii au ajuns muște, n-au ajuns vulturi. Nu li s-a dezvoltat personalitatea, ei nu pot să zboare sus. Ei trebuie să stea la nivelul solului. Aici este marea, uriașa problema a momentului și pe de altă parte este marele câștig pe care îl are Trump. Marele câștig conceptual pentru viitor, pentru că el a pus deasupra nu o limită, ci un orizont. Era evident sigur, pentru că nu foarte inteligent, era sigur de reacție. Eu în locul lui aș fi fost foarte sigur de reacție, că va avea, în primul rând, muștere vor zice vâz și se duc la ce îi tentează și la ce pute. Dar pe de altă parte să nu desconsiderăm muștele. Pentru că muștele fac larve. Larvele consumă Rahatul și când îl consumă, transformă Rahatul în pământ fertil. Altfel, pământul ar fi absolut împuțit în permanență de duhuri. Vine a doua generație. A doua generație, copiii primei generații, se vor lovi de deciziile părinților muște. Iar ei vor consuma chestia asta și vor transforma tot în pământ fertil. Și să nu mă închipuiți că durează mult. Durează puțin ani. A doua generație sunt copii care acum au 16 ani. Dar la 18, la 20, au alt orizont în față. Pentru că au și altă experiență. Domnule Stănilă, cum se percepe din România actuala situație din America și câtă influență are asupra României tot ceea ce se întâmplă? Să știți că din 10 români, măcar 9, au indusă ideea că dacă Trump nu va câștiga alegerile pentru România, va fi un dezastru. Așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestei acțiuni și după care vedem cum și în ce direcție o putem lua noi. Este o schimbare totală de paradigmă. Este adevărat, spălarea creierelor, credeam că a funcționat numai în România, dar în mod normal a funcționat în întreaga lume. Orizontul de aspirație al fiecărui cetățean diferă de la om la om, dar s-a creat și o masă amorfă care este insensibilă la ceea ce se întâmplă și mai ales insensibilă la prezumțiile viitorului. În condițiile actuale în care globalizarea
bătălia pentru globalizare sau bătălia pentru păstrarea entității fiecărui stat în parte într-o combinație fericită, normală, de relație și de respect reciproc între state, este varianta care nouă românii ne-ar conveni. E, și de aici toate celelalte sentimente. Credeți-mă că acest rezultat aparent, sperăm să nu fie, să nu rămână așa, pentru noi este un fel de cădere a unui bastion în care noi am crezut și pe care l-am dorit învingător. E greu să spunem ce putem face. Cert este că și noi suntem prinși într-o bătălie cumplită, mediatică. Armele noastre sunt aproape zero decât voința noastră de a face ceva pentru această țară care a ajuns la limita de supraviețuire și de identitate. Este foarte, foarte dificil, dar să fim optimiști. Vorba domnului profesor Colceag, probabil că trebuie să ne trezim cu mult mai multă vigoare din această așteptare și să ne batem cu cei care au distrus România și nu numai, astfel încât până la urmă omenirea să iasă victorioasă. Nu este vorba doar de țară, este vorba de însăși viața pe pământ în ultimă instanță și libertatea fiecărui om în parte. Cam aceasta este imaginea pe care noi o vedem de aici și în același timp ne uităm în urmă cu durere, dar vedem și în față un orizont pe care vrem să-l atingem. Și nu neapărat pentru noi, ci și pentru copiii noștri. Desigur, este un proces în ani, numai că viața unui om, știți foarte bine, este efemeră comparativ cu viața Pământului. Este România o colonie, domnule Stăin? Puțin spus o colonie. Sau mult spus o colonie. Pentru că la ora actuală ne-am păstrat cât de cât, măcar aparent, niște granițe. Avem la ora actuală niște aspirații. Desigur, influența globalizării a fost cumplită. România nu mai are nimic. Dar, domnule Stănilă, îmi permit să vă pun o întrebare în completarea lui Lucian. Totuși, dacă ne uităm cum am intrat în Uniunea Europeană și cum suntem percepuți acum, aș putea spune, din punctul meu de vedere, că România își pierde enorm din autenticitate și din valorile naționale. În momentul de față, nu știu dacă mai putem să ne lăudăm cu prea multe, nu? Cu siguranță că nu. Singurele lucruri care ne-au mai rămas din punct de vedere al moștenirii, ca să zic așa, moștenirii de la străbunii noștri, n-au rămas decât câteva principii fundamentale ale țăranului român, de dreptate și de dorință de dreptate, în primul rând, iar din punct de vedere al bogățiilor, au avut grijă ca totul să se vândă. E, nu chiar totul. Nu chiar totul, dar marea majoritate. Am asistat la o vânzare de țară reală, la schimbarea proprietății de stat către o proprietate privată care nu este a românilor, ci este a altora. Și chiar vorbeam la un moment dat cu colegii, nouă nu ne-au rămas decât două lucruri fundamentale. Biomasa, care n-au putut să ne fure deocamdată, dar ne-au furat pădurile. Și al doilea lucru important, posibil inteligența, dar și asupra acestui lucru avem mult de discutat. Pentru că inteligența nu este o valoare generală, ține și de educație. Ori distrugând educația, în aceste condiții au distrus o bună parte și din posibila inteligență, cea care ar fi. Păi aici aș vrea să vă completez în legătură cu educația, că vă mirați la început cum de posibil o spălare de creiere în Statele Unite. De 30-40 de ani, sistemul educațional din Statele Unite propune în exclusivitate valori socialiste, propune studenților frica de autenticitate, frica de individualitate. Le propune o stare de spirit în vulnerabilitate,
în care ei acceptă să se, supună grupului. Principiul de altfel socialist. De 30-40 de ani au reușit acum să producă generații de tineri care ies de pe băncile facultăților ca niște degostat. Adică tineri care nu au curaj să pătrundă în viață. Da, aveți perfectă dreptate. Lipsa aceasta de, până la urmă, orizont de aspirații al celui care termină o facultate este extrem de importantă în ceea ce privește posibilitatea de a fi manipulat. Nu trebuie să uităm însă că și eu și domnul profesor Colceag și, într-o oarecare măsură, și dumneavoastră care sunteți mai tânăr, ați beneficiat de un sistem de învățământ care era relativ bine pus la punct. Și ne-am trezit acum, după 30 de ani de învățământ autentic, că totul a fost distrus la nivelul valorilor de atunci. Ce a mai rămas în continuare? A mai rămas un grup oarecum răstrâns de oameni care doresc o transformare reală a învățământului românesc pe principiile actualizate, ca să zic așa, de necesitate pentru viitorul unui stat, a unei țări în general sau chiar în ceea ce privește globalizarea. Aici lucrăm noi și aici căutăm să rezolvăm. Dacă nu o să putem să prindem o relativă putere politică, și asta a fost și motivul pentru care profesioniștii români, rețeaua profesioniștilor, fondată de câteva persoane, din care două suntem aici de față, caută practic să influențeze factorul de decizie politic, și în speță Parlamentul, în realizarea unor legi corecte. E vorba de scrierea lor, implementarea lor pentru un viitor pe care îl vedem și îl formăm la ora actuală. Suntem într-un plin proces. Noi n-am venit cu o platformă politică, noi am venit cu o platformă de reconstrucție științifică a societății românești, începând de la învățământ. Ce vreau să vă spun, împreună cu domnul profesor Colceag și mulți alții, că nu vreau să fac decât o declarație, că există mulți care dorim această transformare, s-a făcut practic o machetă importantă pe legea învățământului pentru transformarea învățământului românesc într-o adevărată forță de dezvoltare națională. Legea, într-adevăr, este acum măcinată, dar avem un mare rol. Se discută totuși despre ea. A început să apară o alianță a oamenilor care au luptat pentru această țară și care sunt la ora actuală incluși în această mișcare. Mulți artiști, cântăreți, oameni care și-au arătat revolta vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă la ora actuală în România, dar și în lume, cu acest simpatic COVID, i-aș putea spune în ghilimele, și care nu mai suportă talpa opresiunii. De data aceasta nu mai este comunistă, ci este capitalistă. Deci este o dictatură, este o formă de dictatură care ne macină și care ne revoltă. Și exact pe fondul acestor probleme este foarte posibil ca noi, într-adevăr, să ocupăm o zonă importantă din Parlament și, odată introduși acolo, să devenim acel cui al lui Pepelea în dezvoltarea României. Pentru că avem pregătite aceste treburi. Noi am lucrat de mulți ani și domnul profesor, foarte serios pe partea aceasta de educație, Forumul Inventatorilor Români a generat curricula de învățământ superior pentru dezvoltarea gândirii creative la ingineri, la toți care absolvă o anumită facultate. Suntem într-un plin proces de transformare. Am dat aceste elemente pentru dezvoltare, cu bună știință, către toate guvernele din 2012 încoace, personal, vă spun, acum doar din punctul meu de vedere. Sunt asociat cu domnul profesor Florin Colceag cam de 5 ani de zile în această idee și a fost un lucru deosebit de sinergie și pe lângă noi au venit foarte mulți. Acum să vedem până când suntem lăsați să ne spunem punctul de vedere. Simțim deja fenomenele de opresiune, de minciună, exact așa cum ați observat și dumneavoastră în Statele Unite împotriva Donald Trump. De ce? Pentru că le este frică de noi.
Este prima dată știți care, este situația? Se produce o stigmatizare în momentul în care vezi pentru promovarea autenticității individuale și atingerea potențialului maxim, ești imediat etichetat ca fiind de extremă dreapta, ca fiind, eu știu, un bigot, misogin, rasist, sunt tot felul de etichete care te plasează într-un con de opresiune socială și mai nou ești și cenzurat peste tot și practic radiat social. Vedeți dumneavoastră, atunci când este vorba de singură persoană, fenomenul este foarte, foarte, cum să vă spun eu, aplicabil în ceea ce spuneți dumneavoastră. În momentul în care însă devii un cor, vocea ta începe să devină autentică, cu putere. Și mai apare încă un fenomen interesant. Cei care sunt destinați în aceste aparate represive, aș putea să spun, și care ar trebui să împiedice așa ceva, în sufletul lor mai există o mică sămânță de român și încearcă să estompeze acțiunea dură pe care cei de la conducere, probabil că o pun, când spun conducere, nu mă refer la conducerea națională, ci la cealaltă conducere pe care o simțim cu toții ca fiind o adevărată ciumă împotriva umanității. Deci cam acolo ne aflăm. Nu rămâne decât să putem influența fiecare om în parte. Și mai este încă ceva, nu trebuie să uităm că oamenii, cei care au o cultură mai redusă din diferite cauze, oameni care n-au avut acces la un învățământ corect, care învățământ la rândul său n-a avut niște principii reale de dezvoltare a personalității umane, sunt înrobiți până la urmă și au sentimentul că socialismul este scăparea. De ce? Pentru că au fost învățați cu pomeni. N-au fost învățați să muncească în mod deosebit. Și fenomenul acela de asistență socială, fenomenul de o leafă sigură fără să îți aduci un raport normal la locul de muncă, începând de la mica productivitate până la absorpția de informații ca să fii capabil să lucrezi pe mașini performante, comoditatea până la urmă și nevoile, așa zise, personale odată satisfăcute, alea minimale, de mâncare și de băutură, au un rol foarte important în percepția oamenilor în ceea ce privește votul. Așa cum știm foarte bine, partidele de stânga, așa zise de stânga, care numai de stânga nu sunt, prin caracterul lor, de opresiune pe care l-au făcut asupra poporului și care au distrus până la urmă psihologia oamenilor, avem statele pline cu oameni de asistat social. Ia să ne uităm. Cine sunt liderii de stânga peste tot în lume? Păi oamenii ăștia cu toții sunt pe munți de bani. Total, practic... Ei nu sunt lideri, ei sunt conducători doar. Incompatibil. Pentru că dacă ar fi fost lideri, nu erau. Dar incompatibil cu principiile de stânga, nu? Da, bineînțeles. Domnule asta profesor, este marele fenomen. Domnule profesor Colcea, ce vă determină să nu stați liniștiți să vă mâncați pensia și să vă creșteți nepoții, domnule Colcea? Care este impulsul și felicitări pentru această inițiativă și dumneavoastră și domnului Stănilă și celorlalți inventatori români, pentru că eu personal cred că cu acești profesioniști se pot construi lucruri, să nu folosesc un cuvânt mare, mărețe în scumpa noastră țară. De ce aveți, ce vă determină să faceți acest lucru la această vârstă? În primul rând, eu am un rău. Gândesc tot timpul. Asta este una dintre marile probleme. Și eu înțeleg și ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Gândiți-vă la următorul, să spunem, exemplu. Avem un port în care nu poate pătrunde furtuna, dar care are o gură îngustă. Intră o corabie care eșuează în gura portului. Ea se scufundă până la nivelul catargelor, care sunt la o jumătate de metru sub apă. Mai vine încă o navă, se înțeapă în catargul primeia,
da? Și eșuează și ea. Și încet, încet se face acolo un cimitir de vase care erau să intre în port, dar n-au intrat și eșuează toate și nu mai poate pătrunde nimica decât riscând să devină membri din cimitirul ăsta de vase. Asta se întâmplă cu potențialele umane. Băgați fiind într-un pat al lui Procust în care li se bagă forțat niște limitări, ei nu-și mai dezvoltă personalitatea. Și o îngroapă calitățile. Din momentul în care își îngroapă calitățile, nu le mai recunosc la alții. E foarte greu, asta este punctul cel mai critic. E foarte greu pentru un om să spună, eu aș fi putut să fac, dacă nu m-aș fi blocat, dacă nu m-aș fi distrus, dacă nu mi-aș fi ruinat șansele, din lașitate, de pildă, sau din neîncredere în puterile proprii. Educația e nu doar o problemă de cultură, de cunoaștere a unor reguli, e o problemă de dezvoltare a personalității. De aia educația trebuie să se întâmple pe ideea dezvoltării personalității, în primul rând. Acum, marea reformă educațională se face mai ales și totdeauna în perioadele grele. Și vreau să înțelegem că nu este doar pe educație. Acum vom intra într-o perioadă. Dacă ne uităm în istorie, totdeauna perioadele grele au fost cele mai creative. Și acum ne uităm în istorie, creativitatea a rămas. Să ne uităm, de exemplu, la istoria Greciei antice. Grecia antică a produs cele mai luminate minți din existența umanității, care și acum sunt repere. Grecia este o țară mediocră din multe puncte de vedere, dar istoria aia de atunci a rămas reper permanent. Ei au nevoie de repere. Dacă nu au repere, nu mai știu să iasă din port, nu mai știu să se îndrepte, nu mai știu să se repare. Asta este necesar un uriaș efort pe care îl facem prin educație. Pe de altă parte, ce mă mână? Dar nu știu ce se mă poate opri. Pentru că nu are niciun sens. Viața trebuie să o trăiești cum trebuie, adică să fii folositor. În momentul actual, noi lucrăm la planurile de viitor, în care fiecare om să-și poată găsi drumul în viață în care să poată fi util, să dezvolte, să regleze, să vindece, e singura ieșire. Ce se întâmplă acum e un proces de degradare și se degradează și vorpirii, cei care sunt lași, fricoși și fără niciun fel de orizont. Iar ăsta este un lucru confirmat. Noi acum suntem într-o perioadă revoluționară, cum a fost și Revoluția din Paris, de pildă, sau cum au fost multe alte evenimente. S-a făcut un studiu acum vreo 10 ani, asupra, populațional, statistic, asupra Revoluției din Paris. Atunci, după Revoluția din Paris, s-a făcut primul recensământ în Franța. Și s-a constatat, pe vremea lui Charles de Gaulle, de fapt, nu 10 ani, a fost mai vechi, s-a constatat că francezii actuali sunt descendenții a o zecime din francezii din timpul Revoluției din Paris. Doar o zecime, ceilalți n-au lăsat urmași. Sau urmașii au pierit. Dar ăștia care aveau niște repere, niște principii, aveau ceva în minte, aveau un drum în viață și au dezvoltat urmașilor la fel drumul în viață și i-au lăsat urmași. Și populația s-a modificat. La noi se va întâmpla la fel. Sunt fenomene istorice care se produc cu anumite ciclicitate. În 2012 a fost un minim pe ciclurile economice Kirch în Kondratiev și Juglar. Toate în același timp au ajuns la minim. Astfel de cicluri se întâmplă și la alte nivele. Avem cicluri istorice de 1000 de ani, avem cicluri istorice mai complicate. Noi acum suntem într-un ciclu istoric. Când prevedea creștinii inițial de Apocalipsa, la peste 2000 de ani,
ei aveau în minte un ciclu istoric. De fapt, ceea ce se întâmplă acum e un fenomen de schimbare totală. La orice ciclu istoric se schimbă istoria. Inclusiv la contrativ. La ciclul contrativ se schimbă perspectiva de gândire, se schimbă regulile sociale, se schimbă economia, se schimbă tot. Deci noi, dacă mergem aproape de val și vedem mișcarea browniană a oamenilor și ne gândim că, uite, s-a călcat strâmb, s-a făcut nu știu ce, etc. Dar dacă ne uităm mai cu atenție, lângă val există și contravalul. Acest contraval, contracurent, contracurentul vine cu soluții pentru rezolvarea curentului. Iar soluțiile acestea, într-o perioadă relativ scurtă de timp, se pun în valoare și în vigoare. Eu am încredere în viitor, pentru că înțeleg prezentul. Deci, întrebarea ce mă mână mai departe? Exact acest contracurent pe care îl înțeleg, îl cunosc și pentru că îl înțeleg, îl și stimulez, pentru că el vine cu soluția. Ce facem noi acum este un contracurent la curent. Dar ce ați vrea să facem? Să stăm să ne uităm cum alții ne fură țara și așa mai departe? Când de fapt noi avem soluția. Dar în același timp, în același timp, domn profesor, putem să ne temem de viitor, pentru că înțelegem și istoria, nu? Nu ne temem. Teama e un prost sfetnic. Totdeauna îți paralizează mintea. Frica te face incapabil să faci ceva. Dar oameni, istoria și ciclicitatea evenimentelor în istoria noastră mică, așa cum o avem noi de câteva mii de ani, ne transmite câteva indicii și în sensul ăsta pe undeva e o stare de trezvie așa în ceea ce privește viitorul. Nu poți să fii visător de un Don Quixote, nu, în raport cu viitorul, pentru că istoria tinde să te contrazică. Dan, de acord cu tine, dar numai că Don Quixote a rămas în istorie și visătorii au schimbat lumea. Și mai un lucru, sigur, bine, istoria noastră nu e de câteva mii de ani, e de 25 de mii de ani. Urmele noastre în zona asta sunt 25 de mii de ani și au fost foarte multe valuri în istorie. Atenție! Păi, atenție! Tot câteva mii de ani sunt, domnul Răzut, tot câteva mii de ani în raport cu vârsta Universului, nu? E adevărat, însă raport cu alte culturi veche. E una dintre cele mai vechi. Avem istorie... rădăcini istorice la fel de depărtate ca și China. Bun, intrăm adânc în problemă. Și am văzut la fel de bine cum în istoria asta noi n-am pierit, ci am revenit. De fiecare dată ne-am ridicat. E în metabolismul nostru. La fel de tare în metabolismul nostru și ca existența corupției și alte subiecte. Eu mă referit la un alt fel de istorie, domn profesor. Mă referam la istoria globală a sistemelor politice. O istorie care ne arată că ne învârtim în câteva sisteme, n-am reușit să punem la punct decât vreo 2, 3, 4, 5 sisteme, nu? Feudalismul, avem monarhia, avem socialismul care se prelungește în comunism și capitalismul și mixturi între sistemele astea. Și el se repetă, socialismul cu capitalismul încep să-și facă loc, nu? La început introducem socialismul împotriva chiaburilor și a celor îmbogățiți, a capitaliștilor, apoi capitalismul vine și eliberează energiile individuale, iar din păcate undeva greșim și în capitalism, se acumulează foarte mult avere în mâinile câtorva, și se creează o nervozitate socială și o răscoală socială în ideea, în numele unei egalități prost înțelese și care duce iar la socialism. Și vreau să-ți dau și o replică. Noi luăm în considerație doar istoria oamenilor. Nu luăm în considerație istoria tehnicii, istoria ecosistemului. Și aș vrea să-ți dau două exemple scurte.
istoria cartofului și istoria pisicii. Cartofii, când au fost aduși la regele Spaniei din America de Sud, au fost cultivați și oamenii au mâncat bacele pentru că s-au otrăvit, pentru că ei știau să mănânce fructele în rădăcinire. Drept care, regele de atunci al Spaniei a poruncit ca toate rădăcinile să fie arse. Au făcut un foc, au aruncat cartofii peste foc și au plecat oamenii. De acolo au trecut niște irlandezi ulterior, care le-au mirosit bine. Și au găsit câțiva cartofi care nu se stăreau atinși de foc, au mâncat rădăcinile, le-a plăcut, au mers cu ei în Irlanda. După care, în Irlanda, l-au cultivat, Irlanda era tot timpul în foamete, după care n-a mai fost în foamete pentru că cartofii au săturat, i-au hrănit. Și doar la momentul în care, la un moment dat, au fost atacați de o boală și n-au mai avut recolta de cartofi, irlandezii au plecat către America cu navele și așa a fost ocupat armă de America decât de irlandezi. Deci, istoria cartofului, istoria pisicii. Pisica a fost adusă din Egipt, furată de fenicieni, adusă cu vapoarele. Când în Egipt era considerată sacră, pentru că omora șoricii care consumau rezerve de grâu. Și era pedeapsă mare ca să fure o pisică. Când a ajuns în Europa, a fost întâi crescută pe lângă casa omului, până când a apărut Inchiziția, care a hotărât că este apanajul vrăjitoarelor și atunci a fost o mare pisică. Le aruncau din turnurile, necau, le loveau, le așa mai departe. Erau pisice și capre de apanajul vrăjitoarelor. Ok, drept care, nemai având cine să omoare șoarecii, s-au mutit șoarecii și au început să genereze epidemiile de ciuma. Ciuma transportată de purici prin șoareci. Acum, până nu s-a lămurit toată povestea și au folosit de pisicile în pace. Istoria oamenilor depinde atât de mult de istoria mediului. Și trebuie să înțelegem asta, pentru că noi n-am fost atenți absolut deloc la ce se întâmplă cu mediul natural și cu marea învățătură pe care o tragem, indiferent de lucrurile astea politice, ne duc la învățătura mediului natural pe care trebuie să le facem. Domn profesor, acum am să vă relaxez cu o glumiță, că ați spus de istoria pisicii, mă gândeam, ați omis rolul României în istoria pisicii. Noi mereu în România mutăm mâța moartă în ograda vecinului, nu? Avem și noi acolo un rol în istoria pisicii. E, vedeți, istoria e foarte complexă, e adevărat și asta. Istoria este extrem de complexă. Și dacă o juri, mai dintr-un punct de vedere, nu înțelegi mare lucru. Trebuie să iei toate detaliile și toate direcțiile și toate ponderile în calcul. Domnule Stănil, am vorbit despre pisici, despre șobolan, despre ciumă, despre cartofi, am vorbit despre comunism. Și despre muște. Și despre muște, da, și despre mult mai multe lucruri. Am vorbit despre socialism, capitalism, comunism. Haide să vorbim despre profesionalism. Se termină tot în ism și vreau să-mi spuneți dacă considerați că profesioniștii sunt soluția, din punctul meu de vedere, repet încă o dată, da. Și pe dumneavoastră aceeași întrebare, ce vă mână, cum a zis domnul profesor Dulce? Da, este foarte simpatică treaba. Cândva, acum 5 ani de zile, ce înseamnă și psihologia omului, vreau să vă spun. Fusesem realizator de emisiuni de promovare a invențiilor la un post de televiziune, după care nemai avem bani să investesc în așa ceva, pentru că totul este pe bani. Cineva mi-a spus, ia uite, ne-a furat emisiunea, ne-a furat din prezentare, săr pe el, mustră-l, spune-i lucrurile urâte sau frumoase, nu mai contează. Și eu l-am sunat pe acel realizator de emisiune care revenise cu emisiunea asemănătoare cu a noastră, pentru că l-am văzut de vorbă cu domnul profesor Colceac. Și când l-am sunat, am spus, uite, zic, am fost pus ca să te cert că ne-ai furat o parte din idei,
Însă eu vreau să spun că sunt alături de tine și aș fi foarte bucuros pentru două treburi. Dați-mi, vă rog, telefonul domnului profesor Colceac și așa am ajuns în contact cu Florian. Și în al doilea lucru zic, chiar te rog, de-abia aștept să vin la București, să-ți dau toate materialele pe care le am, pentru că visul meu nu este de a face eu o emisiune, ci visul meu este ca la fiecare din televiziunile mici sau mari să fie câte un om care să promoveze creativitatea tehnică românească. Ce contribuție a adus România la dezvoltarea umanității? Vom ajunge la concluzia că raportat inventator chiar de marcă, pe cap de locuitor, să avem indicele cel mai favorabil. Adică asta nu trebuie să uităm. Însă, cei care ne conduc pe noi, le-a fost teamă de așa ceva. De aceea au redus la minim motoarele dezvoltării personalității creative în cadrul învățământului românesc. De aceea nu ni s-a permis până acum, în decursul anilor, promovând permanent această soluție de dezvoltare economică, era vorba de strategia de creștere economică prin invenții autohtone, dar și invenții absorbite de pe plan mondial, n-am fost ascultați. N-a fost decât un proces de disipare, de distrugere a economiei naționale și în același timp a personalității creative în România. Dacă în primii ani de după așa zisa Revoluție eram printre primii în Europa la saloanele de invenții, ca martor vă spun treaba aceasta, descurajarea fenomenului a continuat permanent și cu presiune din ce în ce mai mare. Niciodată creativitatea la promovarea în învățământul superior și nu numai în societate nu a fost promovată, ba din contră. Erai considerat ca individualist. Inventatorul, ca și soluție, trebuie, la ora actuală, așa cum este mentalitatea formată, să fie în stare de orice, ca omul orchestră. Să cânte la toate instrumentele deodată, dacă se poate, și să aibă și banii prin care se poate realiza o promovare. N-a existat nici cel mai mic ajutor al statului. Mă credeți un lucru și asta este o glumă. În întreaga mea viață de inventator și am început să inventez de prin anii 80, 81, 82 au fost primele soluții, așa, și până acum, știți cu cât m-a ajutat pe mine statul român? Cu 200 de dolari ca să ajung la Bruxelles, la salonul de invenții din 1994, unde, într-adevăr, am luat o medalie de aur, dar cu 17 invenții, că nu mai aveam loc să le expun pe toate, ci doar așa, la grămadă, pentru că n-aveam bani ca să plătesc postările și banii aia mi-au ajuns ca să ajung la Bruxelles, nu să mă mai întorc. A trebuit să găsesc o soluție să mă pot întoarce. Ăsta este marele ajutor. N-ați înțeles mesajul, erau doar pentru dus. Băi, tocmai. Și cu încăpățânare m-am întors. Eu am fost transfug, am fost azilan politic în perioada lui Ceaușescu. Am fugit în Germania. Dar imediat după Revoluție, primul gând al meu a fost să mă întorc, ca să pun aici mica mea sămânță de dezvoltare, ca să zic așa. Și credeți-mă că nu a fost absolut deloc ușor, pentru că am fost primit cu relativă ostilitate, nu neapărat din partea colegilor, ci din partea celor care au condus până la urmă această țară. Deci aici este problema. Și dacă mă întrebați, ca și pe Florin, de ce? Simplu. Nu mă lasă inima. Structura mea de român țăran, că nu pot să spun altfel, că asta au fost părinții mei, râdeam la un moment dat, au fost strungari în pământ. Deci plugari. Pentru că denumirea de strungar, imediat atunci, după război, reprezenta, cum să spun, partea de sus a tehnicii, strungăria, era ceva. Și atunci băieții care mergeau pe la hore, când erau întrebați de către fete, măi, dar tu ce meserie ai? A spune că ești strungar, erai foarte, foarte sus în mediul respectiv. Așa și denumirea de strungar în pământ însemna plugare. Era o glumă pe care românul a făcut-o și pe asta s-a bazat poate că întotdeauna stabilitatea și dorința de mai bine a românului. Gluma. Noi râdem din orice, inclusiv de necaz. Asta ne dă suportul moral să mergem mai departe. Și mă întreba, bine, mai de ce nu stai liniștit, mănâncă-ți pensia? Zic, băi, frate, eu n-am astfel de conștiință. Eu, dacă mă lupt pentru un ideal și nu reușesc, spun ok, băi, dar măcar am încercat, am conștiința împăcată, pot să mai trăiesc câteva zile cu faptul că
am o satisfacție, am încercat. E, asta am făcut-o și până acum, am încercat, încercăm și acum și vom reuși în final, pentru că în jurul nostru sunt niște copii minunați, le spun copii pentru că au o vârstă de 35 de ani, cumva vârsta media copiilor mei, și mă gândesc cu plăcere la ei că i-am descoperit oameni care au prins sâmburele acela de getotac în suflet și se luptă pentru România mare, se luptă pentru o Românie care să fie un simbol până la urmă în această zonă a Europei și poate că în lume. Cam atâta, să nu vă plictisesc prea mult cu părerile mele. Aștept întrebări. Spune, Florian. Vreau să ne completez un pic. Doar câteva cuvinte. Spune-te. Ne uităm la valoarea și importanța unei invenții. Și vă pun și o întrebare tuturor. Ce credeți că a fost mai important în istoria umanității? Războiul de 30 de ani sau războiul rozelor sau apariția electricității? Eu nu vă răspund pentru că nu am răspunsul dumneavoastră. Cum a căzut Imperiul Roman? Arhimede a inventat șurubul fără sfârșit. Acel șurub fără sfârșit era folosit pentru a scoate apa din minele de aur care erau inundate. Când Arhimede, care era în Siracuza, a fost omorât de un soldat roman care cucerise în trădare Siracuza, romanii n-au mai vrut să mai folosească nimic din invențiile lui Arhimede. În momentul în care au început să vină popoare migratoare și n-au mai avut bani să plătească mercenarii, ei nu mai știau șurubul fără sfârșit. Și atunci n-au mai putut să exploateze aurul. Și așa a căzut Imperiul Roman, datorită ignorării unei invenții. Probabil că ar fi continuat să existe vreo câteva mii de ani. Vedeți, partea asta cu invențiile este, de fapt, motorul dezvoltării sustenabile. Dacă nu luăm seama în istorie că o idee poate salva lumea, că o idee poate transforma caracterul, că o idee poate aduce prosperitatea sau liniștea sau echilibrul, atunci pierdem orice șansă. Deci, pe partea asta avem multe de construit în continuare, indiferent de evenimentele istorice din jur. Oamenii nu percep imediat. Idealul foarte sus intră greu în mintea lor, dar durează un pic. Însă, în final, tot se întâmplă să intre. Și după ce intră, el lucrează. După ce începe însă să se simtă criza care va urma post-alegeri, pentru că neavând un sistem de coordonare, neavând un plan făcut cum trebuie, mergând pe sclavizare, mergând pe distrugerea libertăților și așa mai departe, pe toți oamenii să-i doară și să aducă aminte. Deci a spus președintele Trump. Și atunci, contracurentul ăla mititel va deveni curent uriaș. Adevărata revoluție pentru schimbare. Din punctul meu de vedere, indiferent ce spun rezultatele, Trump a câștigat. Eu cred că asistăm la aici, în Statele Unite, la un eșec al democrației americane datorită unei secularizări și al unui divorț de moralitate. Secularizare care se produce pe fondul unor valori protestante, o relație puțin mai diluată cu spiritualitatea și ușor-ușor îmbrățișarea materialului și îmbrățișarea ca unici repere pentru orice cetățean a statutului social și statutului financiar, cu divorțul de moralitate, produce lăcomii incredibile și falii în societate fantastice. Eu cred că și din punct de vedere al inventatorilor, în orice ce ți-ai propune în viață, dacă divorțezi de valorile morale, rezultatul nu va fi
foarte bun pe termen lung. Vedem de fapt același lucru în istorie, nu? Cred că lăcomia, doamnelor și domnilor, este principalul motiv pentru care toate aceste ideologii politice au căzut. Domnule Stănil, a fost o plăcere și o onoare să vă avem printre noi. Vă mulțumesc. Și poate ne gândim împreună la acele emisiuni legate de Inventică aici la RCA TV. Am fi foarte fericiți să le reanimăm și să intrăm puțin în conștiința românilor, să arătăm că românii sunt, cel puțin asta încerc aici la RCA TV, să arătăm tuturor românilor că existăm noi toți cei aceia care ne gândim la aproapele nostru. Vă sfătuiesc, doamnelor și domnilor, să fiți mânați de acele sentimente pe care și domnul profesor Colceag și domnul Stănilă le-au împărtășit cu dumneavoastră, pentru că această mânare este foarte importantă. Este foarte important să dăm un exemplu pentru toți și să încercăm să oferim speranță domnilor. Pe scurt, în încheierea emisiunii, încă o dată, domnule profesor Colceag, știu, nu există încheiere, dar în încheierea emisiunii, domnule Colceag, vă rog frumos. Mergem înainte. Înapoi n-avem cum să dăm. Da. E clar. Participăm la evenimente absolut istorice pe care trebuie să le înțelegem ca să putem să tragem niște concluzii pentru viitor. Dan, te rog. Da, cei doi parteneri de discuții, domn profesor, mai în vârstă decât mine, au fost întrebați ce anume-i mână și aș dori să spun și eu că cred foarte mult că în ceea ce spunea Socrate, o viață neexplorată nu merită trăită. Și aș dori să trăiesc cu speranța că semenii noștri vor reuși să depășească această zodie a fricii și să-și îmbrățișeze din nou parcursul pentru descoperirea autenticității fiecăruia și astfel să putem să sperăm la o lume mai bună. Domnule Stănilă, invitat de onoare, vă rog frumos. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și în același timp mă gândeam acum ce să vă spun. Este simplu. Nu avem decât două lucruri importante de făcut pe un orizont de timp de cel puțin 10-15 ani, la care m-am hotărât să particip, așa, și anume, este vorba de implementarea în învățământul românesc a principiilor dezvoltării gândirii creative a personalității umane. Este certă treaba că o vom face, am pregătit condițiile astfel încât, cu sau fără voia guvernanților, să rezolvăm așa ceva, folosind societatea civilă. Și a doua chestiune importantă este dezvoltarea economică a țării prin intermediul invențiilor. Avem cele două planuri, cu guvernare și fără guvernare. În partea privată, chiar dacă se bagă oprediști, noi vom reuși. În primul rând, este vorba de primul proiect de mare anvergură în acest domeniu, și anume salvarea deșertificării sudului României și creșterea fertilizării solului. Sunt elementele fundamentale cu care am pornit la bătaie. Noi am lucrat pentru țară, fără să ne ajute nimeni, ba din contră, am fost puși cu gâtul pe tocător, cum spune românul, și totuși am mers înainte. Aceste două elemente, repet, învățământul de performanță și creșterea economică accelerată a României, sunt obiectivele principale ale noastre și nu o putem face decât cu ajutorul tuturor românilor de pretutindeni, oriunde ne-am aflat. Vă mulțumesc foarte mult! Vă admir tenacitatea și voința, doamne și domnilor, avem multe de învățat de la acești oameni. Vă mulțumesc, domnilor, încă o dată pentru prezența în emisiune, doamne și domnilor, adevărate exemple pentru noi toți. Pe curând!